revenit, dragi telespectatori, pe cea de-a doua parte și vreau să vă invit de data aceasta la concert. Așa cum v-am obișnuit în ultima perioadă, vă invit la evenimente caritabile și de data aceasta Laura Bretan vine într-un concert caritabil organizat de Fundația Star of Hope. Și o avem alături de noi pe doamna Aurora Vatamaniuc, director executiv la Fundația Star of Hope. Bună seara și bine ați revenit la noi! Bună seara, mulțumesc încă o dată pentru invitație, mă simt onorată. Cu mare drag și evenimentul este atât de frumos încât n-aveam cum să nu vorbim despre el. Haideți să vedem că Laura Bretan nu este pentru prima dată într-un concert caritabil oferit Fundației Star of Hope și cum, cât de greu vă este să o aduceți? Care este părerea ei atunci când vine într-un astfel de eveniment caritabil? Da, într-adevăr, pentru Laura este un mare efort să participe, să vină tocmai la Iași, mii de kilometri din Chicago. Este pentru a treia oară implicată într-un astfel de eveniment, dar în același timp ea a devenit ambasador pentru copiii cu dizabilități și pentru Iași. Din momentul în care a venit aici la Iași, a vizitat centrul nostru de reabilitare, Steaua Speranței, s-a îndrăgostit de acești copii, s-a îndrăgostit de oamenii care lucrează acolo și a dorit ca împreună cu mama ei, pentru că atunci era un copil, a dorit să continue această relație frumoasă și pentru românii care sunt în Statele Unite, pentru cei care sunt în întreaga lume, da? Este un lucru deosebit să se implice alături de ea și să vadă că puterea exemplului este foarte importantă pentru fiecare din noi. Oameni ca Laura Bretan oferă un exemplu și poate că de asta este nevoie, de astfel de exemple avem nevoie pentru ca oamenii să își dorească să se implice din ce în ce mai mult. Vorbeam și pe prima parte a emisiunii despre evenimentele caritabile și e nevoie ca noi toți să oferim și nu doar de sărbători, nu doar de Crăciun sau de Paști, astfel de gesturi frumoase. E nevoie zi de zi, e nevoie lună de lună, dacă e să vorbim așa și cu atât mai mult acum înainte de sărbători, parcă ar trebui să ne implicăm mai mult, să venim, să mai luăm așa din timpul nostru, care oricum se duce până la urmă. Da, într-adevăr, anul acesta m-am bucurat mult și de inițiativa Alianței Bisericilor Evanghelice din Iași, care, așa cum spuneați și dumneavoastră, doresc să organizeze un eveniment deosebit în preajma sărbătorii nașterii Mântuitorului. Și de aceea ne-am gândit că Laura poate fi unul din mesagerii acestui mesaj de dragoste de la Dumnezeu, împreună cu un alt grup care vine din Statele Unite. Mesager va fi pastorul Leonard Semenea din Seattle, care este un om deosebit și în comunitatea din Seattle este un om mare, este doctor și avocat, dar în același timp este un om al lui Dumnezeu care iubește cuvântul și iubește ca oamenii să cunoască mai mult din ceea ce înseamnă dăruire. În primul rând, prin dragostea care ne-a arătat-o Dumnezeu prin Fiul Său și să se reverse spre oamenii care sunt aici și vin cu drag de departe ca să susțin acest eveniment. Și vreau să mulțumesc, de fapt, tuturor și lor, dar și partenerilor care au înțeles acest moment deosebit în Iași și au venit alături, s-au mobilizat așa cum o faceți și dumneavoastră. Sunteți, de fiecare dată. Cred că foarte implicată și foarte dedicată cauzelor pe care le reprezentați și poate de aceea oamenii vin într-un număr atât de mare. Da, cred mulțumim. Că e unul din motive. Mulțumim foarte mult. Da, sunt și cei 30 de ani de activitate, de construire a relațiilor în comunitate, pentru că oamenii
au văzut rezultate, au văzut tot ceea ce se întâmplă și de faptul că merită și acești copii cu dizabilități o șansă. Am adus modelele din Europa, așa cum am mai vorbit și altă dată, în special din Suedia, iar oamenii aceștia din Suedia sunt absolut oameni minunați și, cum spuneam și la Gala Starofoop, da, sărbătoarea de 30 de ani, ei sunt cei care au continuat să fie alături de noi, nu numai că ne-au ajutat în momente dificile, în momente critice, dar au rămas alături ca să dezvoltăm și mai mult programele din comunitatea noastră. Da, aici este trofeul dumneavoastră. Și telespectatorilor, pentru că am fost fericiți că am luat parte la Gala Starofoop săptămâna trecută și postul de televiziune Tele-M a primit acest trofeu, pentru care vă mulțumim tare mult. Și noi vă mulțumim încă o dată, pentru că sunt ani de colaborare împreună și țin minte cât de greu a fost la început ca să putem să ne implicăm în astfel de acțiuni și să avem curajul să schimbăm atitudinea comunității față Sunteți de problematica noastră. Sunteți printre temerarii care au pornit astfel de evenimente caritabile și voluntariat în Iași, în România, de fapt. Cred că sunteți printre primii care ați făcut astfel de lucruri frumoase. Dacă ne gândim că prima oară organizația Starofoop din Suedia, prin reprezentanții săi, au participat la ajutorarea oamenilor afectați de Revoluție la Timișoara, da, am putea să spunem că suntem printre primii care am început activitatea de ajutorare a oamenilor din România. Dar cel mai mult mă bucur pentru că partenerii noștri din Suedia au crezut în noi și au investit în noi ca și organizație locală. Și noi am pornit la drum ca și români cu inițiativă, români cu entuziasm. Da, da. La început nu am știut foarte bine în ce intrăm, chiar și eu personal sunt implicată de aproape 30 de ani, pe vremea aceea eram studentă și a fost pentru mine ceva nou, ceva deosebit să pot intra în acest domeniu. Am învățat. Ați făcut practic munca cea mai grea. Muncă de pionierat, da, da, da. 10 ani am lucrat într-un orfelinat, zi de zi, mi-am suflecat mânicile, le-am dat apă la copii, le-am dat mâncare, i-am îngrijit, i-am îmbrăcat, i-am schimbat de scutece. Deci știu ceea ce înseamnă să fii foarte aproape, să-i se îmbrățișezi, să simți căldura lor și nevoia lor de dragoste. De afecțiune, da. Și cred că asta e cea mai mare bucurie și pentru mine personal și pentru organizația noastră, să dăruim. Eu nu am mai mare bucurie decât, și uitați, și acum în preajma Crăciunului pot să sărbătoresc Crăciunul liniștită pentru că văd în urmă oameni care și ei se pot bucura alături de noi. Nu pot să fiu liniștită dacă cineva lângă mine îngheață afară în frig sau nu are ce să pună pe masă. Eu nu pot să mă bucur singură de bucate și de asta tot ce asta înseamnă este calitatea de a fi om până la urmă. Da. Cred că ați rezumat foarte frumos în câteva cuvinte ce înseamnă să fii om, să dăruiești, să știi să te implici, să-ți faci timp, pentru că realmente fiecare dintre noi are o problemă cu timpul și nu stăm bine niciunul dintre noi la acest capitol, dar dacă vrei cu adevărat, poți. Așa este și cel mai mult mă bucur că sunt oameni din comunitatea noastră, organizații, instituții, care pas cu pas, eu zic că au evoluat în tot ceea ce înseamnă înțelegerea faptului că putem să conlucrăm împreună și putem să dăruim cât de puțin din timpul nostru, din banii noștri, din efortul și energia noastră, să ne mobilizăm, așa cum, uitați, facem și în fiecare an, în această perioadă, în campania noastră de a strânge cât mai multe fonduri, să asigurăm burse de terapie pentru copiii cu dizabilități. Mă bucur că anul acesta, prin implicarea comunității noastre și exemplul suedezilor, cred că a determinat foarte mulți oameni să ia această inițiativă. A fost un pic mai bine. Poate că ăsta e drumul spre care mergem, din ce în ce mai bine. Poate că până acum
am făcut lucrurile grele și pioneratul, așa cum spuneați dumneavoastră ceva mai devreme, și poate că de acum va lua o pantă ascendentă. Da, mă bucur foarte mult. La gala noastră Starăfăup 30 de ani am reușit să adunăm deja 10 burse din cele 25 cazuri deosebite sociale din Iași. Da, da. Și este o mare realizare pentru care mă și bucur restul și dorim la concert. Acum la concert. Da, hai să le repetăm telespectatorilor. Este pe 17 decembrie. Unde are loc? Cât costă biletul? La ce oră începe? Da, deci pe 17 decembrie la sala polivalentă, sala sporturilor, da, știută, da, 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 de toată lumea aici în zona Palace. La orele 18 va începe evenimentul nostru. Laura Bretan și cu prietenii, cu delegația din SUA va fi împreună cu noi, de asemenea reprezentanți de la Starăfăup Internațional. Și toți partenerii dragi care ne-ați sprijinit și sunt cu noi. De asemenea, aș vrea să menționez, biletul se poate achiziționa de pe iabilet.ro, www.iabilet.ro, sau de pe www.starafo.ro, sau adresându-se pe Facebook, la fel, la pagina, pe pagina de eveniment. Ideea este că un bilet costă 30 de lei, este o, este o invitație, da, da, contra unei donații. Și de participare, preț modic, de concert. Și pentru cei care doresc în zona A, mai aproape de scenă, avem și o zonă, și zona aceasta, că biletul este, sau invitația, contra unei donații de 50 de lei. Și pentru elevi și studenți avem reducere 50%. Deci ce frumos! Un student, un elev poate să achiziționeze cu 15 lei. Din bănuții lui, da, din pușculița lui, dacă își dorește să facă o faptă bună, iată că se poate. Da, mă bucur și mulțumesc voluntarilor. Deci avem voluntari extraordinari de la colegiul Harvumbra, liceul Ice Ștefănescu, liceul Negruții, Brăileanu. Deci, cum faceți, doamnă, da, să-i adunați, da, într-un grup așa de frumos? Pentru că îmi sunt foarte dragi. Pentru că, în primul rând, și eu am copii și am văzut cât de mult contează să intri și tu în lumea lor și să fii i-am aproape văzut de ei. La gală, erau și ca spiridușii. Și să-i încurajezi că ei pot să-și asume această responsabilitate. Sigur foarte că da, bine și să și mai e bine decât să mă o facă la vârste fragede, pentru da, că învață și iată sub coordonarea dumneavoastră și a echipei într-un astfel de centru, învață foarte multe lucruri, dar în primul rând învață să dăruiască. Da, așa este și, cum spuneați dumneavoastră, acest model pe care noi îl promovăm ajută ca și alții să se implice, cum de exemplu la galele anterioare au venit grupuri de elevi care au cântat, au chiar grupul de juniori de la Opera Română, da, din Iași într-un an onorat, de asemenea de la Corul Angelii. Deci sunt exemple pozitive. Anul acesta avem un grup de foarte interesant de instrumente, clopoței se numește acest instrument. În ton cu atmosfera. Și vor fi de la Liceul Philadelphia din Suceava, un grup de tineri și de asemenea liceul de acolo susține mult prin voluntariat centrul nostru pentru copii cu dizabilități din Suceava. Și de asemenea aici la Iași aș mai menționa și mulțumesc reprezentanților din companii, mulți angajați doresc să participe și să sprijine acest eveniment, să oferă donații, vin împreună copiilor, de asemenea reprezentanți oficiali, am uitat să vă zic la început că primăria Iași este partenerul nostru și susține acest eveniment și de asemenea Radio Iași, partener principal media, așa cum bine știți deja. Da, da. Și mulți alții parteneri care au participat și la galele noastre anterioare și vor să dea o mână de ajutor. Oameni care se implică. Doamna Cristina Nichita, care deja da, o cunoașteți da, ca da, și ambasador da, pentru da, noi, doamna profesor Camelia Bogdănici,
Chiar apreciez și domnii de la Universitatea, Alexandru Ioan Cuza, domnul Doru Tompea de la Universitatea Petre Andrei din Iași, domnul profesor Adrian Aveți sprijin, Nechedu, oameni da. Importanți. Și am văzut prezența la județie, am apreciat că da. Acesta au venit alături de noi, doamna Mihaela Ivancea și cu domnul Romeo Vatră. Un pas important alături de sprijinul acordat de Primăria Iași, Consiliul Local Iași. Prin la gala noastră, domnul Ciprian Bostan chiar a fost unul din ambasadorii care ne-a sprijinit foarte mult alături de domnul E bine să Sorin fie Iacoba. Implicate și autoritățile, e da. Bine să fie implicați politicienii, pentru că știu eu, poate în astfel de cazuri, știm cu toții că până la urmă, când e vorba de politică, niciunul nu e bun. Toată lumea spune de unul sau de altul, nu are importanță. Dar iată, în astfel de situații e bine să coalizăm, e bine pentru să coalizăm, cauze exact. Nobile. Nu contează partidul din care faci parte, nu contează da. Funcția pe care o ai. Important este să-ți dorești să ajuți. Că da. Până la urmă, acesta este rolul pe care îl ai în societate. Da, și anul acesta apreciez foarte mult că reprezentanți din Parlamentul României, cum este doamna senator Iulia Scântei, domnul senator prezent, Dan da, Lungu, da, da. Ne-au onorat cu prezența lor și în același timp vor sprijini și la concertul acesta cu Laura Bretan, vin cu prietenii dumnealor și deci, va fi prezent și vor fi, să zicem, Parlamentul României va avea reprezentanți la acești concerti. Concert și ne bucurăm mult. La acest concert v-ați propus să strângeți fondurile pentru diferența de burse da. Pe care o mai aveți. Da, desigur, dorim să mai adunăm burse pentru că este nevoie să asigurăm terapia pentru toți cei peste 200 de copii din toată regiunea de Nord-Est, nu vorbim doar de Iași, așa cum da, spuneam, da. Pentru Iași ne-am propus un număr de 25 de burse, din care deja 10 le-am S-au strâns. Da, rezolvat. Prin bunăvoința celor care au fost prezenți și au licitat. Și a fost o licitație frumoasă da. Și activă, chiar da, mi-a plăcut. Da. Vă mulțumesc. Oameni și eu care își doresc și se da. Vede pe chipul lor că își doresc să se implice. Atâta timp cât licitezi și contralicitezi și faci toate aceste jocuri, face parte din bunăvoința ta până la urmă. Da, să știți că au contat foarte mult și încurajarea care am primit-o ca să organizăm acest concert de dimensiune aceasta, pentru că în ceilalți ani a fost mai mic. Mediu, ca să da, zicem da. Așa, într-o sală mai mică. Sperăm ca toată lumea să-și dea concursul și să fie un eveniment reușit și a fost o încurajare pentru mine. Vreau să-i mulțumesc domnului Florin Maxim, care m-a ajutat foarte mult să împreună cu compania dumnealui să putem să avem bănuții e de nevoie, start. E nevoie, sigur că da, într-un astfel de eveniment e nevoie Sunt și multe de fonduri lucruri, pentru organizare. Da. Spune toată lumea că e concert caritabil, da. Că banii se duc pentru burse, iată, dar în spatele unui astfel de concert e o muncă titanică da, și e nevoie de oameni care să te susțină. Și autoritățile, mulțumesc mult bisericilor care, vă spuneam, bisericile evanghelice, este în premieră când vin alături faceți și au dorit împreună lucruri bune, să facem, de aceea se lipesc. Da. Și sperăm și chemăm pe toată lumea de la anul să fim cât mai mulți din comunitate, că așa este și modelul pe care Fundația Starofoam România l-a dus aici din Suedia, modelul de reabilitare bazată pe comunitate, părintele acestei strategii adoptată de Organizația Mondială a Sănătății, dr. Einar Helander este mentorul nostru, el a fost aici la Iași, împreună cu Universitatea Ișiana am dezvoltat acest model și îl implementăm acum în toate județele din nord-estul României până în sud. Am învățat că este foarte, foarte important alături de lucrul nostru împreună cu copiii cu dizabilități, să le oferim servicii, nevoie să lucrăm cu familia întreagă și asta e modelul specific Starofoam, împuternicirea părinților, formarea de asociații de părinți pe care apoi să-i ajutăm, să-i mentorăm, să se dezvolte, să crească, să creadă să în ei. Să integrați, da. Și apoi să lucrăm cu comunitatea întreagă, cu autoritățile, cu guvernul, cu bisericile, cu toți cei care pot contribui la o viață mai bună pentru exact. Acești copii. Eu vă mulțumesc tare mult că ne-ați povestit de concertul frumos și am să le repet telespectatorilor că
pe 17 decembrie, dragi telespectatori, la sala polivalentă, începând cu ora 18, Fundația Star of Hope vă așteaptă la concertul caritabil cu Laura Bretan. E un concert frumos, merită să ieșiți din casă înainte de sărbători. E, să zic așa, o oportunitate pe care ne oferă cei de la Star of Hope și vă lăsăm în încheiere cu filmulețul de promovare al concertului. Vă mulțumesc încă o dată. Și eu vă mulțumesc și doresc tuturor ascultătorilor, partenerilor noștri, ieșenilor, sărbători fericite și încă o dată mulțumesc pentru sprijinul acordat până în prezent. Mulțumim și noi. Dragi telespectatori, vă dau o nouă întâlnire joia viitoare la aceeași oră, 18:10. Fundația Star of Hope România și Alianța Evanghelică din România, în parteneriat cu Asociația 100% Viață, organizează evenimentul caritabil Miracolul Betleemului, marți, 17 decembrie 2019, ora 18, la Sala Polivalentă din Iași. Laura Bretan, corurile reunite ale bisericilor evanghelice din Iași, corul Armonia Kids și orchestra Otelo Sextet.